stimați invitați, doamnelor și domnilor. Ați observat că a existat o pauză de 4 ani între existența primei filiale Giurgiu și cea care există astăzi. Dați voie să vă prezint, poate în mai multe cuvinte decât până acum, tot ce s-a întâmplat din 1 februarie 2003 și până astăzi. În primul rând, Asociația Națională a Cadrului Militar în Rezervă și Retragere, denumirea actuală, s-a spus că a trecut prin mai multe, Colegii Ofițerilor, după aceea Uniunea Națională și după Uniunea Națională, Asociația Națională. Cu denumirea de Alexandru Iacuza, este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apolitică, non-profit și deschisă, care cuprinde cadrele militare în rezervă sau retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale. Reprezintă și apără drepturile și interesele cadrului militar în rezervă și retragere ale familiilor acestora în relațiile cu Ministerul Apărării Naționale, cu celelalte autorități și instituții publice, centrale și locale, precum și cu organizații similare din țară și străinătate. Rețineți, și din străinătate. O să vedeți de ce accentuez această problemă. În spiritul deviziei asumate, patrie, onoare, demnitate, realizează cerințele cultivării patriotismului, înfăptuirea aspirațiilor membrilor săi în domeniul militar și de protecție socială. Ca obiective mai importante, acționează permanent cu sprijinul moral, material și financiar al Ministerului Apărării Naționale și a altor instituții abilitate pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrului militar rezervă și retragere, ține o legătură strânsă cu structurile centrale și teritoriale ale Ministerului Apărării și cultivă sentimente de corp și camaraderie dintre cadrele militare rezervă și retragere și cadrele active. Promovează și participă la organizarea și desfășurarea unor acțiuni culturale, educative, sportive și de agrement. Realizează și dezvoltă relațiile de colaborare cu asociațiile similare din țară și din străinătate, cu foruri internaționale de profil, în concordanță cu politica de apărare și relațiile externe ale statului român. În 1 februarie 2003 este ziua în care cei 41 de participanți la adunarea generală au votat reconstituirea organizației vețene a cadrului militar în rezervă și retragere Giurgiu, adunare ce a avut loc la fosta Casa Armatei și la care din partea Uniunii Naționale a participat un șef de departament de la Uniunea Națională, cum spuneam, răpostatul general de flotilă Olaru George. De asemenea, și colonelul în rezervă Mihai Gai, care era atunci secretarul Uniunii Naționale. Conferința județeană a fost condusă de președintele Comitetului de Inițiativă, colonelul în rezervă Baciu Nicolae, și ne pare rău, vă spun sincer, că nu e prezent în sală la această oră, fiind în spital și chiar astăzi va ieși din spital. Dar ziua de 1 februarie nu e mâine, nici poimine. Conferința a ales comitetul, iar la prima ședință de comitet
s-au stabilit și funcțiile. Nu știu dacă mai e cazul să vă dau citire, pentru că s-au făcut multe schimbări, dar la primul comitet și birou permanent, ar fi bine să vă spun președinte subsemnatul, prim vicepreședinte colonel Baciu Nicolae, vicepreședinți comandor Simeon Mihai, colonel Mihal Ceaion, secretar executiv, la început rogodând colonel Lavri Teofil, ulterior colonelul Duciu Ioan. Membrii: Răposatul Dican Dumitru, comandor Velef Victor, maestru militar Savin Vasile, aspirant Antemir Mihai, maestru militar Constantin Dumitru, protocolar ajutant Constantinescu Gheorghe, protocolar ajutant Neuleț, protocolar ajutant Gheorghe Nicolae și protocolar ajutant Ciortan. Să nu vă supărați că dau citesc numele celor care au activat și mai activează, chiar dacă sunt și în repetare, pentru că e un merit al dumneavoastră. La prima ședință a biroului executiv, zic executiv pentru că așa se numea atunci, ulterior, prin statut s-a denumit biroul permanent, deci se face deosebirea, o perioadă și altă perioadă mai încoace. Și s-au stabilit atunci măsurile prioritare ce trebuie luate de birou și de comitet. În primul rând, să se ia legătură urgentă cu organul abilitate din Ministerul Apărării Naționale și cu organul locale pentru a se asigura spațiul necesar, stimați invitați, stimați participanți. Când am început, întâmplător, atunci am venit și eu această garizoană, ne-am dus la mai mult factor de răspundere local. Nimeni n-a vrut să ne primească. Inclusiv reține la comandamentul nostru. Comandamentul militar județean. Nu era domnul colonel Pană pe atunci. Era un domn colonel Georgescu, dacă mă amintesc bine. Asta a fost situația. Întâmplător, cu totul întâmplător, am întâlnit un fost coleg de serviciu când eram comandant de regiment pe la Baia Mare. Actual răposat general Costache Bihăița. Acesta a luat legătura repede cu comandul corpului 1 armată și vă dau cuvântul de onoare că în două zile colegii noștri care mai sunt aici, cunosc acest lucru, în două zile mi s-a dat biroul care l-avem acolo. Așa am desfășurat activitatea o perioadă destul de lungă. Sigur că s-au făcut demersuri la prefectură, la Consiliul Județean, la primărie personal am bătut de vreo 3 ori. Fără să... Mă scuzați, domnul primar. Ați discutat de instituție, nu de primar. Da. Dar vorbesc despre primărie. Da. Pe care o conduce cu onoare. Da. De clădirea. Da. Nu mi s-a deschis ușa. Decât cu totul întâmplător, după vreo 2 ani, mi-amintesc eu, puțin, ar fi întrebat domnul primar de atunci, la televizor, cine e generalul ăla? Și a intrat și numele. Mi se pare că avem colegi care cunosc acest lucru. Da. Desigur că și la Ministerul Apărării Naționale, la Guvern, Parlament, să mai vedem răspunsul. Am fost și la Comandamentul Jandarmeriei Române. Că atunci era comandant domnul general Stângaciu, nu e prezent astăzi aici, ne pare rău, ne-a promis că vine, dar am rezolvat printr-un subordonat al tensiunii.
care ne-a oferit dreptul să stăm acolo și ne-a dat și ce avem mai departe, partea unui CRO acum. La această oră, toată clădirea e dată prin concesiune filialei Giurgiu, dar, ca urmare a bunăvoinței, a înțelegerii și a tot ce vrea dumneavoastră să numim, a domnului primar actual. Până a trebuit cu mine! Până a trebuit cu mine! Că chiar ai primire gratuită. Da. Sigur că biroul permanent, în mod deosebit, care a ținut ședințe lunar, și-a stabilit ceva care să atragă pe toți membrii sau de-membrii ai organizației să aducem cât mai mulți în cadrul filialei noastre. Vă spuneam, la început erau 41 care au venit și s-au înscris, s-au devenit membri. Și primul ian, ca să-l numim așa, a fost să constituim Casa de Ajutor Reciproc. Cred că vorbește destul de tare. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru onoarea și invitația pe care mi-ați acordat-o, primindu-mă în mijlocul dumneavoastră la acest moment aniversar. Totodată să-mi permite să vă felicit pentru aceste acțiuni pe care dumneavoastră le realizați, odată cu terminarea serviciului activ pe care l-ați desfășurat în cadrul Forțelor Armate sau Forțelor Ministerului de Interne în tot acest timp, ați reușit ca, după această perioadă, să creați această unitate în orașul nostru prin organizarea acestei asociații, cum ați numit-o. Și pe lângă activitatea pe care o aveți, de distracție, de petrecerea timpului liber, de socializare cu prietenii din Bulgaria, de manifestări plăcute pentru dumneavoastră, rămâneți în același timp un corp unit, atât de necesar administrației locale, și să știți că ne bazăm foarte mult pe experiența, pe disciplina și capacitatea dumneavoastră de organizare și conducere atunci când, Doamne ferește, municipalitatea, administrația orașului va avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și această organizare a dumneavoastră în asociație creează premisele unei unități în cadrul dumneavoastră. Și aș vrea să vă mai spun un lucru, n-aș vrea să monopolizez foarte mult. Una din ideile mele, una din gândirea mea vis-a-vis de activitatea legislativă în municipiul Giurgiu, este aceea de a crea un consiliu, pe lângă consiliul local al municipiului Giurgiu, care este forul legislativ, un consiliu al înțelepților și un consiliu al tinerilor. Și acest consiliu să funcționeze, să lucreze înaintea ședințelor de consiliu, înaintea comisiilor de specialitate care aprobă legile în acest municipiu, hotărârile în acest municipiu, să ne întrunim ca un consiliu al înțelepților care să cuprindă din toate domeniile de activitate și domeniul dumneavoastră, cel al asigurării pazei, ordinei și disciplinei în oraș, va avea un segment foarte bine stabilit. Și tinerii care și ei trebuie implicați cu ideile lor, noi, idei novatoare și care aduc un pic de progres. Și eu cred că, având aceste două structuri și hotărârile pe care Consiliul le va lua, și oamenii vor înțelege altfel necesitatea acelor hotărâri. Vă doresc succes în continuare, vă doresc mulți ani cu sănătate, atât personal cât și în activitatea dumneavoastră comună. Doamne ajută să ne întâlnim numai în momente plăcute. Imagine. Și vă mulțumesc mult de tot pentru asta. Aș vrea, dacă îmi permiteți, domnule președinte, să spun și eu câteva cuvinte, și anume că și deviza după care eu mă călăuzesc și cabinetul deputatului Nicolae Florian, deputat de Giurgiu, se călăuzește, este patrie, onoare, demnitate și credință. Vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat dumneavoastră, iar două din realizările dumneavoastră sunt aici prezente.
primăria municipiului Giurgiu și cabinetul deputatului de Giurgiu. Astea sunt rezultatele și ale dumneavoastră și ale tuturor giurgiuvenilor. Pentru acest fapt, eu vă mulțumesc foarte mult, vă promit că sunt alături de Giurgiu, sunt alături de dumneavoastră, considerați-mă ca și membru activ aici. Iar cabinetul deputatului de Giurgiu, cabinetele deputatului, că sunt două, vor fi deschise oricând pentru dumneavoastră, pentru giurgiuveni. Avem program de activitate de la 9 la 17 pe Tineretului. Am stabilit ca acest cabinet să fie cel mai important. Și avem și un cabinet la Casa de Cultură Ion Vinea, fostul Zalumit. Un cabinet care lucrează 2 ore pe zi, primește înscrierile și audiențele le fac vineri și sâmbătă. Acum, după ce plec de la dumneavoastră, mă duc la audiențe. Vreau să vă asigur că chiar dacă activitatea mea se va desfășura și în Parlamentul României, nu voi uita cine m-a trimis acolo și ușa cabinetului meu este deschisă pentru dumneavoastră tot timpul. Vă mulțumesc! Și eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație și vă asigur că permanent atât poarta centrului militar, cât și ușile din cadrul instituției vă sunt deschise dumneavoastră. Mulțumesc! Știu, puneți câteva cuvinte. Bravo, amin! Sigur, traduce. Господин генерал, уважаеми представители на местната и държавна власт, стимати депутати, примарш, консилиери, уважаеми колеги, приятели, стимати приятели и колеги, от името на всички наши членове, numele tuturor membrilor noștri, искам да ви поздравя с празника 10 годишната от създаването на вашата Георгиевска организация. Трябва да ви феличит pentru cei 10 ani de activitate. Както стана ясно и от доклада на генерал Ордой, așa голяма... cum are și din raportul domnului генерал Ордой, голяма част от това, което се е случвало в годините, е и съвместно с нас от Русе. Mare parte din activitățile care s-au petrecut în acești 10 ani au fost și împreună cu organizația din Ruse. Rezultat от това е няколкото думи, които мога да говоря на румънски. Și rezultatul s-a văzut pentru că deja poate să vorbească în câteva cuvinte în românește. Освен всичко друго, тази година ще честваме 10 годишнината от подписването на договора за сътрудничество с Георгиевската организация. Anul acesta vor să sărbători 10 ani de la semnarea acordului între cele două organizații, Ruse și Giurgiu. Така че тази година явно е наситена с годишнини и нека още много години да честваме този празник, да работим съвместно, да се уважаваме и да вървим все напред. Așa că anul acesta s-au adunat multe aniversări, să spunem așa, și el dorește să mergem înainte, să mulți ani înainte să dureze această colaborare între cele două organizații. Cestit praznic! La mulți ani! Multe sănătate și fericire!